Astăzi, primarul Ion Lungu a anunțat că 5 străzi din cartierul Burdujeni-Sat din municipiul Suceava vor fi asfaltate în acest an. Investițiile se ridică la un total de 4,2 milioane de lei, iar cea mai importantă stradă care va fi asfaltată este Dobrila Eugen, cu o lungime de 1,7 km. Anul trecut a fost finalizată canalizarea pe această stradă, o lucrare complicată din cauza contrapantei care a necesitat stații de pompare. În plus, alte străzi care vor fi asfaltate includ Ștefan Lucian, Eternității și Plevnei, licitația pentru ultima fiind deja în curs de desfășurare, iar conturarea bordurii pe strada Lev Tolstoi fiind finalizată. Cu toate acestea, primarul a menționat că licitația pentru Lev Tolstoi trebuie reluată, deoarece contractul anterior a expirat din cauza faptului că locuitorii nu au făcut la timp racordul la gaz metan.